Vremea se schimbă radical, un val de aer polar aduce temperaturi și cu 10 grade mai mici. În plus încep ploile torențiale, iar ANM a emis și o alertă de cod galben. Meteorologul Oana Păduraru este în direct cu noi de la Administrația Națională de Meteorologie. Oana, bună dimineața! Gata cu temperaturile calde? Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu chiar în totalitate, vorbim de alternanțe termice, dar așa cum spuneați și voi, avem parte și de ploi însemnate cantitativ pe parcursul zilei de astăzi până în această seară la ora 21, când va expira atenționarea meteorologică cod galben în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei, precum și în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, vor fi averse însemnate cantitativ și mai ales prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În același timp vor mai fi unele intensificări ale vântului în partea de sud-vest a țării, în special în sudul Banatului, dar totuși în diminuare față de ziua de ieri. Iar în zilele următoare ne așteptăm în continuare ca ploile să fie prezente în zona țării noastre și cantitățile de apă prin cumulare să fie însemnate să depășească chiar frecvent 20-25 de litri pe metru pătrat. În același timp vorbim și de o scădere treptată a gradului de instabilitate atmosferică, pentru că aceasta va fi prezentă la primul impact, să spunem așa, al sistemelor frontale cu și a masei de aer mai rece, cu masa de aer cald preexistent din zona țării noastre, iar în ceea ce privește regimul termic, va exista într-adevăr mai ales mâine o răcire a vremii, astfel că valorile termice nu vor mai atinge 30 de grade, adică pragul care caracterizează o vreme călduroasă, iar minimele termice vor coborî destul de mult în zonele de presionare până spre 4 grade, iar cele mai ridicate valori vor fi în continuare în zona litoralului, unde se vor înregistra în jurul a 18 grade. În același timp vorbim de o ușoară încălzire a vremii începând chiar de joi încolo, astfel că temperaturile vor ajunge să atingă din nou 30-32 de grade. Oana, mulțumim frumos pentru toate aceste informații.